Beneficii pentru sănătate. 1. Calmează erupțiile cutanate și iritațiile pielii. Au existat numeroase rapoarte care au explorat rolul administrării topice de aloe vera în afecțiunile pielii și în gestionarea vindecării rănilor, inclusiv tratamentul psoriazisului, dermatitei, mucozitei bucale, rănilor chirurgicale și ca remediu la domiciliu pentru rănile provocate de arsuri. Primul studiu de acest fel a fost realizat în mod surprinzător în 1935. Extractul de aloe vera a fost raportat pentru a oferi o ușurare rapidă de mâncărime și arsuri asociate cu dermatita radiației severe și regenerarea pielii. Un studiu realizat în 1996 la Departamentul de Fiziologie Clinică din Suedia a inclus 60 de pacienți cu psoriazis cronic care au participat la un studiu randomizat dublu orb, controlat cu aloe vera sau cremă placebo. Rata de vindecare în grupul cu aloe vera a fost de 83%, comparativ cu doar 7% în grupul placebo și nu au fost raportate recăderi în următoarele 12 luni. În 2009, o analiză sistematică a rezumat 40 de studii care au implicat utilizarea aloe vera în scopuri dermatologice. Rezultatele sugerează că administrarea orală de aloe vera la șoareci funcționează eficient pentru vindecarea rănilor, poate reduce numărul și dimensiunea papiloamelor, creșteri mici pe piele, și reduce incidența tumorilor cu mai mult de 90% la ficat, splină și măduvă osoasă. Studiile au arătat de asemenea că aloe vera tratează eficient herpesul genital, psoriazisul, dermatita, degerăturile, arsurile și inflamațiile. Poate fi utilizat în siguranță ca agent antifungic și antimicrobian. 2. Calmează arsurile. Gelul de aloe vera are un efect protector împotriva deteriorării radiațiilor pielii. Având în vedere amenințarea războiului nuclear, Guvernul Statelor Unite a efectuat cercetări cu privire la capacitatea aloe vera de a trata arsurile termice și radiaționale cu scopul introducerii utilizării sale în armată. Până în 1959, Administrația Statelor Unite pentru Alimente și Medicamente a aprobat utilizarea unguentelor făcute cu aloe vera ca medicament fără prescripție medicală pentru vindecarea arsurilor de piele. Când gelul de aloe vera este utilizat la arsuri, previne supresia indusă de ultraviolete, astfel încât zona să se poată vindeca într-un ritm mai rapid. 3. Vindecă răni. Cercetările publicate în Journal of Dentistry arată că atunci când gelul de aloe vera este aplicat de câteva ori pe zi pe o rană, ajută la ameliorarea disconfortului și la accelerarea procesului de vindecare. De asemenea, este sigur atunci când este consumat pe cale orală, deci nu este nevoie să vă faceți griji cu privire la înghițirea acestui tratament natural. Aloe vera are proprietăți antivirale și antiinflamatorii care accelerează vindecarea și reduc durerea asociată cu răni sau orice leziuni de pe gură. Aminoacizii și vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6 și vitamina C sunt de asemenea extrem de utile. Unul dintre beneficiile vitaminei B6, de exemplu, este capacitatea sa de a acționa ca un tratament natural al durerii și de a crea anticorp pe care sistemul nostru imunitar îi folosește pentru a ne proteja.
4. Hidratează părul și scalpul. Aloe vera este un tratament natural excelent pentru părul uscat sau mâncărimea pielii capului. Are proprietăți nutritive, iar vitaminele și mineralele prezente în plantă îți mențin părul puternic și sănătos. Datorită proprietăților sale antibacteriene și antifungice, ajută și la mătreață, iar enzimele gelului pot scăpa scalpul de celulele moarte și pot promova regenerarea țesutului pielii din jurul foliculilor de păr. Aloe ajută de asemenea să oprească mâncărimea asociată cu mătreața sau cu scalpul uscat. Prea multe șampoane și balsamuri sunt pline de substanțe chimice care deteriorează părul și pot provoca chiar și inflamații și iritații ale pielii. Adăugarea de aloe vera este o modalitate eficientă de a vă menține scalpul liber de bacterii și de reacții cutanate inconfortabile.